mai tare. Hai, hai, să se audă lumea mare. Laurențiu Popescu se numără printre cântăreții care transmite prin cântec o serie de emoții și sentimente frumoase. Este îndrăgit de public pentru sinceritate și omenie, dar și pentru muzica sa. Numai noi și dragostea, așa se intitulează noua piesă a interpretului. Haideți să vedem împreună ce ne spune Laurențiu Popescu despre ea. Odată cu vara, din Ești Bună Dispoziție, din noi idei muzicale, pentru că la începutul vieri chiar am lansat o piesă nouă, Numai noi și dragostea, semnată muzică de mine și text Eugenie Carabut, o piesă dinamică, varatică, dansantă, așa cum este vara, care se bucură de succes și sper să-i fac și un videoclip cât mai curând, dacă reușesc anul ăsta. Este o piesă ceva nouă pentru mine, pentru că este puțin mai modernă din comparație cu piesele pe care le-am făcut până acum. Sunt inspirat de la cei mai tineri și împreună de la feciorul meu mai mare, Digi, care face el muzică, cântă un fel de hip-hop, reggae, așa zice că are stilul lui. Melodia mi-a venit în cap, pur și simplu m-am așezat la pian și am început să cânt Numai noi și dragostea, să ne ascundem undeva. Și deja mesajul l-am transmis Eugenie Carabut, cea care mi-a scris textul, și el a dezvoltat mai departe și pare că s-a reușit o piesă interesantă. Și dacă e vară și majoritatea interpreților după un an de muncă merg într-o vacanță bine meritată, noi am fost tentați să aflăm cum stă Laurențiu Popescu la capitolul vacanțe. Deja am fost și la munte și la mare, împreună cu familia. Am fost în Bulgaria, am stat 2 zile la mare, apoi am luat-o spre Grecia, am fost în locul unde ne-am odihnit cu 2 ani în urmă, pentru că tare ne-a plăcut, o zonă lângă orașul Bolosă, foarte frumoasă, liniștită în general, Marea Egee este extraordinar de frumoasă. Am stat acolo practic 5 zile, după care ne-am retras în munții României, unde am parcurs Transfăgărașul, zona cea frumoasă de munte. Am vizitat orașul Făgăraș, un oraș istoric cu cetatea care este cunoscută de toată lumea. Deci ne-am odihnit și am vizitat multe lucruri frumoase și interesante pentru mine și pentru familia mea. Prin muncă, omul ajunge acolo unde visează să ajungă. Același lucru ni l-a confirmat și interpretul. Asemenea, îl ghidează și pe fiul său, Cătălin, care îi calcă pe urme. Am fost puțin ocupat cu feciorul mai mic, Cătălin. L-am pregătit pentru colegiul de muzică Ștefan Neaga. Este deja student și, practic, 2 săptămâni am făcut cu el lecții, deci am exersat atât la pian cât și cu vocea. Ca săptămâna trecută a avut examen de intrare și deja este student. Foarte simplu, să muncească și să nu să se descurajeze. Dacă participi la un concurs și nu ocupă vreun loc de frunte, înseamnă că n-a fost ziua lui. Mai încearcă o dată, mai exersează, mai ascultă pe alții, mai cere un sfat și merge înainte. Doar prin muncă vei dobândi. Cu toate că talentul poate să fie născut de la Dumnezeu, de la părinți, dar fără muncă nu faci nimic. Nu există om care să nu aibă măcar un singur regret în această viață. Noi am aflat care este unul dintre regretele lui Laurențiu Popescu. Regret că n-am organizat un concert al meu solo cât părinții mei au fost în viață. Tot amânam și amânam și, din păcate, timpul s-a scurs, părinții mei au plecat în lumea celor drept și acel concert solo, așa și nu l-am mai realizat. Știe să-și aleagă textele și melodiile. În opinia lui, fiecare cântec trebuie să aibă un mesaj aparte care să te atingă la suflet. Totul depinde de cântecele pe care le cânți. Contează foarte mult mesajul, contează foarte mult ca cântecul să prindă la public. Pentru că poți să faci și 100 de cântici, dar dacă publicul nu o să le absorbe, nu o să le prindă, degeaba le faci. Așa că
important să faci un cântec și să fie bun, ca lumea să-l aprecieze și să-l cunoască din prima, de la prima audiție. Dar asta nu înseamnă că trebuie să faci un cântec și deja să lași mâinile jos. Pentru a te menține, trebuie în continuare să faci ceva nou, ceva interesant, ceva ca să-i menții pe aceeași undă, pe fanii tăi. Iar la final ne-a lăsat tuturor telespectatorilor un mesaj frumos. Toată lumea le doresc o vară frumoasă în continuare, cei care urmează să meargă în vacanță, o vacanță plăcută, să se reîncarce cu energie pozitivă, cu o bună dispoziție și să înceapă un nou an de muncă. Pentru că din la 1 septembrie, practic, se începe un an nou școlar. Bate toba, simt cu foc, mă, frate, lăutare. Fericirea mea n-are hotare. Dar ține-o așa, nimeni să nu oprească jocul. Și n-o lăsa încă o dată să-mi încerc norocul.